Să-l aud de pe aici că le-a dat și că nu știu ce. Înțelegi? Hai! Respectiv, ce s-a întâmplat pe altă parte, eu am înțeles din intervenția dumneavoastră că faceți aici o deosebire, ce s-a întâmplat la Ministerul de Interne, tot în ziua de duminică. Acestea sunt cadrul, dacă vreți, în care putem discuta. Așteptăm casetofonul sau... Da, să așteptăm puțin. Sunt persoane, sunt personalități onorabile și din această cauză v-aș ruga să-mi permiteți să nu mai solicit acest. Bun. Nu, nu, ca să ne cunoaștem, nu... adică sunt în sensul ăsta, nu în sensul... Mie mi-ați creat convingeri de când am intrat. Așa că nu mai e nevoie de niște prezentări... Onorabil sau nu, avem un nume. Onorabil sau nu, avem un nume. Și mai bine să vă adresați cunoștință de cauză. Deci, Toma, spune domnul ministru. Cum s-a exprimat dânsul, ceea ce privește evenimentele din Piața Victoriei. Vedeți și dumneavoastră aici o legătură necesară și inevitabilă între cele două aspecte sau aveți o altă părere despre acest lucru? Să-mi permiteți să spun în ordinea inițială a problemelor expuse de dumneavoastră. Am în vedere, în primul rând, problemele care s-au referit la persoana mea în legătură cu evenimentele de la Timișoara. Unor reviste ziare din țară și respectiv agenții de presă străine, chiar și de televiziune, din vest, așa după cum probabil mulți dintre dumneavoastră cunosc, am dat câteva interviuri în care mi s-a solicitat Mihai, am 61 de ani, lucrez în armată din anul 1949, am fost în majoritatea activității mele, conferențial în Academia Militară, am predat probleme de fizică nucleară și chimie aplicată, specialitatea mea fiind aceasta, doctor în probleme de chimie aplicată și fizică nucleară, și în ultimii 21 de ani, comandant al trupelor chimice, iar în cel de-al 22-lea an, deci în ultimul, acesta al 22-lea din ultimul, comandantul garnizonului București. Despre Timișoara, dacă voi avea timp, va trebui să scriu mult. Nu pot să prezint tot aici, dar esențialul îl voi prezenta. Pe 17 decembrie eram în Corbeciu, duminică de la amiază, fiind, eram cu soția la fiica mea și la nepoți. O oră n-am fost găsit. Mi s-a indicat să plec repede, că mă așteaptă un avion la București-Otopeni.
un foarte sumar bagaj într-o ținută militară de sărbătoare, precum era duminică. Am plecat la Timișoara. Am ajuns la Timișoara în jurul orei 17:30. Acolo am fost pus la dispoziția șefului mai de stat major, evident, care era mai mare ca mine, generalul Bușă. Ne-am interesat, adică mai bine dânsul s-a interesat asupra situației din Timișoara. A raportat situația generalului fostului secretar al Comitetului Central Comand. Și pe această bază, în cursul acelei seri, au început concentrări de trupe. Aceste concentrări fiind coordonate de către grupa de coordonare, de o grupă operativă de la Ministerul Apărării Naționale de la București, condusă direct de Ministrul Mirea. Au fost pregătite trupe atât din garnizoană, cât și din, din garnizoana Timișoara, cât și din orașele din apropiere, din Arad, din Caransebeș, din Lugoj, din... considerându-se și știindu-se care de altfel era și o realitate, că orașul era distrus, devastat, multe imobili incendiate. Deci, în cursul acestei nopți, activitatea principală a fost aceasta. În jurul orei 21, fiind comandantul trupelor chimice, a fost întrebat de către un general din minister dacă în Timișoara se găsesc grenade cu gaze lacrimogene. Acolo existau 250 de bucăți. L-am întrebat pe ofițerul care se ocupă cu această problemă, mi-a spus că sunt, știind că urmează a fi folosite pe împotriva demonstranților, am comunicat la București că nu sunt. După vreo oră mi s-a spus că a doua zi vor sosi câteva lăzi în Timișoara cu un avion special. Că România nu dispune de muniție chimică, de gaze toxice. Dar eram surprins de faptul că sosește de la Sibiu asemenea muniție. A doua zi, într-adevăr, prin două curse de avion succesiv, au sosit de la București vreo 5 lăzi cu grenade cu gaze lacrimogene și un complet, două cutii cu dimensiuni de 30x40, în care erau un număr de grenade cu substanțe chimice, toxice destinate, despre care știam pentru că existau în înzestrarea armatei, acestea fiind destinate pentru a scoate din ascunzișuri militari, oameni care, de exemplu, dezertori care fugeau cu armamentul tot. Deci acea cantitate de muniție chimică se referea la vreo 6-8 grenade. Una din aceste lăzi cu grenade a fost cerută de către Coman, care se găsea la sediul Comitetului Județean de Partid, cum era pe atunci. Celelalte le-am introdus împreună cu ofițerul care se ocupa de aceste probleme de la Timișoara, într-o magazie. În cursul zilei de 18, deci nu am întreprins nicio acțiune, fiind la dispoziția șefului mare de stat major, atunci au fost mai mult concentrări de trupe, s-au adus. În noaptea de 18 spre 19, am fost trimis cu un transportor blindat, o mașină, deci un tank, părăturielă, spunem noi, și cu un camion, am numărat aproximativ 20 de soldați în armă, ca să degajez o intersecție, așa îi spunea, a girocului în Timișoara. Ordinul venise de la Coman, îl primisem prin generalul Bușă. M-a deranjat în acest caz cel puțin două motive. Unu, că în calitatea mea, sau în calitatea mea, în poziția mea de ofițer, de general în vârstă, să fiu trimis să rezolv probleme de această natură. Erau, când au văzut că vine transportorul blindat, și-au luat anumite poziții, au început să se ferească. Am dat ordine să oprim transportorul când spune era camionul,
nu știam precis din transportor, în transportor era întuneric. Știu că mai erau doi ofițeri cu mine pe care Kenny intra și a dat ordine să întoarcem mașina. După noi și camionul. Ne-am întors și pentru ca să nu fim bănuiți, întrucât la comandament eram urmăriți și asistați de cel puțin patru ofițeri de securitate îmbrăcați în civil, am căutat și o altă cale, intenționat, am dat indicații să căutăm și o altă cale, pe care eram aproape convins că o găsesc. În momentul în care am ajuns pe acea cale, o altă stradă, am spus de asemenea cu voce tare că nu-i posibil să intrăm, strada fiind îngustă, pe timp de noapte cei care erau cu mine n-au văzut și ne-am întors în cazarmă. În momentul când am coborât, soldații toți respirau, dacă se poate spune așa, cu ușurință și cu satisfacție că n-au fost puși să tragă. Am raportat atunci că nu mi-am putut îndeplini misiunea, că misiunea n-a fost îndeplinită. Treburile n-au plăcut. Așa s-a întâmplat, s-a produs evenimentele în seara zilei de 18. Pe data de 19, în cursul zilei, de asemenea, n-am desfășurat activități deosebite. Ofițerul care venise de la Sibiu cu acele materiale, eu, de comun acord cu generalul Stănculescu, actualul ministru, l-am trimis la Sibiu, preluând de la Comitetul Județean, de partid cum era pe atunci, mijloacele existente la dispoziția lui Covan, care ar fi urmat să fie aruncate împotriva demonstranților, demonstranți care aveau ca țintă, ca ultim punct, ajungerea în fața acestei instituții. Am fost întrebat de ce le-am luat, mi s-a indicat să le trimitem înapoi, n-am mai trimis toată la, dar am trimis numai câteva, a solicitat să-i trimit un ofițer, locotenent colonel Anton se chema acest ofițer pe care l-am chemat și pe care nu l-am mai trimis acolo. În seara zilei de 19, s-a întreprins o acțiune în piața Catedralei, unde s-a ordonat să se folosească aceste grenade cu gaze lacrimogene împotriva unor tineri, realmente a unor copii, care scandau lozinci antidictatoriale, anticeaușiste. Erau și alte forțe, două transportoare blindate care circulau, patrulau și trupele respective acolo. M-am deplasat personal pentru a încerca să văd ce pot face pentru ca să nu se întâmple ceea ce ar fi putut să se întâmple. Ceea ce am făcut a fost un lucru totuși important, după opinia mea, indicând ofițerului care a fost destinat să arunce aceste grenade, să le arunce la o distanță de aproximativ 200 de metri față de terasa pe care erau indicate, ordonate să se arunce aceste grenade. Nu au avut nici un fel de efect asupra demonstranților. În ziua următoare se știa că întreaga masă de oameni ai muncii din Timișoara vor demonstra. Se făcea un plan de a bara toate străzile care veneau către Piața Operei și respectiv către centru. Am asistat. Am văzut acest plan. Era greu să intervin. Pentru că, așa precum v-am spus, în spatele meu erau mulți străini, necunoscuți, oameni civili, care în exclusivitate erau oameni din securitate. Am dovedit totuși curajul, spunându-le ofițerilor care au întocmit acest plan, să nu dea ordin soldaților care creau baraje pentru interdicția străzilor, să reziste ferm. Pentru că a da ordin să reziste, asta ar fi însemnat soldatul să nu dea înapoi niciun pas. Și ne dând înapoi niciun pas să facă uz de armă. Am propus să
acest plan să fie întocmit cu varianta de repliere, cum se spune la armată, de retragere sub presiunea maselor. Realmente a fost interpelat, dar până unde vreți dumneavoastră să se replieze? Răspunsul meu spontan a fost. Propun să nu se stabilească un alt aliniament de repliere. Într-adevăr, ceea ce cunoșteam ca a doua zi, muncitorii de la marile întreprinderi din Timișoara trebuiau să iasă. Am împrumutat, era militar îmbrăcat la sus, ținute de oraș. Am împrumutat niște haine de la șeful serviciului chimic al diviziei, locotenentul colonel Erec Iuliu, și un pantalon, pentru că era de altă dimensiune, altă statură, și un pantalon de la un alt locotenent, și am securat printre demonstranți. Am trecut două bariere de soldați. Erau peste 100.000 de oameni care scandau lozinci anti-ceaușiste. Cum dumneavoastră știți, din marele și eu știu, insuportabilele demonstrații ale lui Ceaușescu, un fel de care alegorice. Cel puțin 3 transportoare blindate au trecut prin fața cazărmii până la punctul la care trebuiau să ajungă cu demonstranți pe ele. În ziua următoare nu au mai fost probleme cu totul deosebit din Timișoara. Armata a primit ordine să se retragă în cazări, lucru pe care l-a și făcut. Doamnelor și domnilor, cu sinceritatea unui om care a venit voluntar la această onorabilă, acest onorabil ziar, vă spun, nu am văzut soldați să tragă. Chiar în seara în care am fost pentru a elibera acea intersecție, eu cred numai, că militarii n-ar fi tras chiar dacă le-aș fi dat ori. Cel puțin, așa îi simțeam eu, militarii care eram cu mine. Se trăsese însă înainte de a veni noi. Doctorul i-a văzut sânge. Am întrebat ce s-a întâmplat aici, ce a fost. Zice, un soldat a fost rănit. Mi s-a răspuns de către un alt soldat. Deja, trupele de asalt ale Ministerului de Interne erau acolo. Ele existau. În acea seară, când am fost în piața Catedralei, întârziat. Cereți-vă scuze că ați întârziat, că nu o să uite la ceas să vadă. Să vadă totuși